Ia uite. Salutare, salutare, oameni buni. Bună ziua, bună ziua. Astăzi sărbătorim pogorârea Sfântului Duh. Da. Și am ajutare la grătar. Te bucurăm. Tio și Maria. Maria specialită în mititei. Da, pastorul domnul Dragoș. Da, și niște șunculițe de astea. Este păcatul ăla secret. Știi? Păcatul pe care îl săvârșim. Că ții stupina albine, stau și ele liniștite, au și ele liber astăzi, că doar e sărbătoare. Au tine Neadoru și el aici a venit să asiste la asistent. Aoleu, aoleu, ce-i pe aici gălăgia asta? Aoleu, 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 asta e viața la stupină. Cu Angie și Laura, viața la stupină cu Angie. Ia ureche! Așa! Lasă-l pe ureche! Da. Coreche, ce-i cu oamenii? Uleu, aici am partea asta de stupină. Te-au terminat. Te-au rupt. Aoleu, ce m-am mușcat. Mă lasă. Rareș. Rareș te-a făcut-o. Aici. Pentru că avem rame de schimb. Sunt rame care așteaptă pline cu miere. Ele trebuie să intre la procesat. Mâine... Aici suntem în laboratorul de extracție. Am extras până acum numai rame de cat. Mierea o băgăm la maturatoare de inox. Pus acolo să scurgem căldarea. Este o miere deosebită. Adunăm cu grijă foarte mare descăpăceala, deoarece avem clienți care o doresc această descăpăceală. Este o minune pentru sănătatea omului. Aici centrifuga, o centrifugă foarte mare. Mare capacitate și bineînțeles pentru o anumită clientelă care știe ce înseamnă mierea, se opresc aceste rame. Deci rame noi nouțe, crescute anul ăsta, special pentru anumiți clienți. Și mierea din caturi este extrasă separat. Aici avem stoc tampon miere. Asta e mierea scoasă din centrifugă. Bineînțeles că a fost lăsată centrifuga cu miere nea de anul trecut. Am scos-o acum. Dragilor, zi de sărbătoare. Vă urez sănătate maximă, fericire și numai bune. Să aveți tot ce vă doriți. De mâine o să începem să instalăm colectoarele de polen. Că nu mai bagă nectar, de acum nu mai bagă. Vom merge pe polen. Ia uite. Ia uite, șmecherașii, ăștia fac extracția, n-am ce să le fac. Am și noi pauză. Și au și pauză astăzi. Pauză. Gata, de mâine începem să instalăm corectoarele de polen. Numai bine, oameni buni, Evodia ne așteaptă.